Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Gothic 3. Să continuăm în episodul anterior, după cum știți, ne-am aventurat în drum spre Bacareș, următoarea destinația noastră. Nu am ajuns încă acolo, dar am cutreierat împrejurimile, unde am găsit o grămadă de chestii interesante, animaluțe puternice pe care le-am omorât. Am fost pe acele insule îndepărtate și nu a fost deloc ușor totul. Nu știu pe aia, dacă am fost pe aia, nu am fost, cred. Dar o să mergem. Când o să ajungem în Bacareș și o să dăm o tură și pe acolo, aia o insulă puțin mai periculoasă, dacă mi-aduc bine aminte. Sau parcă am fost, nu mai țin minte, sincer, am uitat. Dar vom merge să vedem. Nu vreau să ratăm absolut nimic. În acest episod o să intrăm în Bacareș, unul dintre cele mai mari orașe și cele mai grele, sincer. Deci o să fie treaba nasoală pe aici. Dar nu e problema. Am vorbit și cu niște nomazi, împreunați cu niște mercenari, să zic așa, iată, care vor să atace Bacareșul, unii să preia controlul asupra acestui oraș, unii să fure, tot așa. O să-i ajutăm, bineînțeles, că suntem din partea lor. Nu suntem de partea hașișinilor de data asta. Din păcate. Nu, din fericire, bă. Din păcate, e bine pentru nomazi. Pentru hașișini, din păcate. Bun, hai să ne ce mai găsim noi pe aici. Dacă mai găsim ceva, nu prea mai găsim nimica. Am primit și eu informații că ar trebui să vorbim cu un individ care se situează undeva în apropierea orașului Bacareș. Ar trebui să-l găsim și să vorbim cu el, să vedem ce are de zis, pentru că el a fost trimis să cerceteze această zonă din mai aproape, din mai aproape. Vezi bine, n-am zis deloc bine. Din aproape, din apropierea orașului. Să fie acolo. Să asculte toate știrile. Cine știrile? L-aveam aici pe Sinicar. Despre el este vorba. Hai să vedem cu el. I am Sinicar and actually this is supposed to be a hideout. Da, trebuie. Well, it's not hidden well enough. Obviously not. You can rest here for a while, but don't try anything stupid and leave me alone. Din gură că viața e grea așa mare. Ataras m-a trimis. We want to take Bacareș. How does it look? Are you in? Have you really thought this over? Are you in or not? We'll need the help of the slaves. We have to make contact with them. You can move about the city freely. Find a slave who is ready to fight with us. One who can motivate the other slaves to start an uprising. Then we'll attack. Do that. I'll go to the oasis. We'll meet there. What are you doing? Okay, brodere. Sprijin. Avem sprijinul lor, dar mai trebuie să vorbim cu sclavi și ca să ajungem la sclavi trebuie să parcurge mai multe etape ale Bacareșului. Nu va fi deloc ușor, dar nu e nicio problemă. Suntem suntem inteligenți. Cum să zic, smartinos. Hai să mergem un pic și pe partea dreaptă, ar mai fi aici niște bestii periculoase care trebuie să le omorăm. Nu le lăsăm aici. Avem un aligator aici. Asta nu-mi place. Atacă ca nebunelul. Atacă ca un nebunatic. Hai să-l luăm și să-i dăm să zacă. Să avem grijă în primul rând să nu ne mănânce. Exact ce vă ziceam, atacă incredibil de nașpa. Nu pot să-i dau rotați, tate. Ale tata. Bine că dăm damage acum cât de cât. Așa mai băgăm o poțiune de viață. Avem 23 de poțiuni, rog de Cronos, că altfel eram pe 0 acum. Să mergem să mai facem niște poțiuni, dar toate la timpul lor. Opa, oh my god. Oh my god. Vreau să-mi iau deabă mărlănoi ăștia. După ce n-am poțiuni, fac și manevri ăștia. Aș pune niște plante, bă. Rădăcine vindecătoare, am 214. Aș pune niște rădăcini de astea pentru că dă viață, cât dă? A, numai 7. Ai. Hai, mai băgăm și niște plante. Oricum, n-avem noi atâta apă ca să facem 200 de poțiuni niciodată în viață. Poate pe tot parcursul jocului. Dar o să mai găsim plante până atunci. Așa că, na, viața e grea așa mare, exact cum vă ziceam. Până, mai am plante, altceva plante, mai șmichere. Care dă viața mai mult. Mană, viață, 2. Rezistență.
Trebuie de vânătoare. Ah, asta e abile goblinului, ok. Plantele astea dau 25 viață. Nu le-aș cheltui chiar. O să le băgăm pe astea, oricum putem facem și din rădăcini, nu contează planta. Contează ingredientele. Oricum viața, adică toate pățiunile sunt la fel, orică faci din plantă, orică faci din rădăcină. Avem aici un aligator. Aici l-am bătut destul de lejer, hai să-l batem și pe asta. Fără să primim o bucată, nice, așa da, așa da, îmi place. Cu un aligator aici, holy shit, foarte mulți aligatori. Cum dorm ăștia noaptea, cu atâția aligatori aici. Nu e bine, nu e bine, nu e bine deloc chiar. Ah. Dar dacă l-am prins odată, e gata, ăla a fost. Avem niște plante vindecătoare, astea sunt bune, chiar sunt bune, cred că o să folosesc plantele astea. Până una alta și o să păstrez pățiunile. Avem 80, deci ia stați așa un pic, deci o plantă vindecă de 25% și o pățiune de 50. Care e bine? Care e bine, rău? E forținu, stați așa. O secundă. Bă, chiar nu m-am uitat la ceasul ăla cât am dat, și 50. La și 40 am dat drumul. Să văd ceasul toate, că mișale. Încă un aligator, foarte mulți aligatori aici. Dar nu-i problema. Trebuia el să mă nimerească o dată. Nice. Azi dacă mai sunt și alții. Și cred că înainte să intrăm în Bacareș o să dăm o tură pe insula aia, guys. Da, da, aici o să avem o misiune, deci o să mergem mai târziu. Dar aș vrea să cercetăm insula. Insula e destul de mare și am impresia că sunt bestii periculoase și sunt niște magicieni acolo. Sunt niște undead magician. De ăla nașpa rău care e foarte OP. Nu știu dacă o să-l putem omorâ, dar încercăm. Într-o experiență în plus, avem 30 de skill point-uri. Aș vrea să strâng cât mai multe, să ne pregătim bine pentru normal. E ciudă că n-am putut face reputație cu rebeli să iau și o armură aia toate. De rebeli. Dar de unde bani? Asta e chestia, de unde bani de atâțu? Cred că voi face 50.000 din Vanguard-ul ăla. Nu o să cucerez Vanguard-ul. Dar nu prea cred. Bine așa. Oricum, când o să mergem înapoi Montiera, am de gând să mergem pe acolo prin Silden, că sunt o grămadă de bizoni și o grămadă de animale care nu le-am omorât. Vreau să le omor cam pe toate. Bă, eu cred că am cercetat asta, că văd nimic pe aici mâncată și curată. Am fost în episodul anterior? Cred că am fost, tate. Am ratat aici o plantă, dacă am fost. Dar mi-aduc aminte să fi fost sincer totuși. Dar pare ciudat și că e cam liber așa. Da, bă, cred că am fost aici. Nu, nu, n-am fost. Nu am fost toate. Aici trebuie să găsim niște șamani, știi? Chestie foarte periculoasă aici sus. Da, scheleță, aici. Aici e greu, toate, aici e greu. Sunt scheleți. Și dacă dau damage cu arcul, bineînțeles că nu o să dau. Pare dacă le dau un cap. Nu știu damage. Nu prea așa. S-am grijit la magicianul ăla, că la dacă îmi dă o bucată, m-am dus. Exact ce m-am zis. Exact ce m-am zis, uitați-vă și voi câtă viață. Exact ce v-am zis, tătuțu.
Trebuie să luăm schelețe cumva. Doar schelețe și pe ăla să lăsăm la final. Cum o veniți? Vede cum nu vin handicapațe. Bro. A venit. Pișa m-aș pe voi să mă piș. A, dacă mai dă la un fireball m-am dus. Hai, hai, tate, hai. Mamă, e nașpa rău, bă. Încerc să dau un magician. Dacă bat magicianul, sunt campion cu arcul. Ascuns după schelee, bă, și nu-i dau damage. Uitați-vă. Incredibil. Incredibil, s-au buguit acolo. Dar bineînțeles că el dă, frate. El dă. Nu știu cum e de făcut. Dar nu pot să-mi dau seama cum e de făcut cu ăștia. M-aș băga în ei să văd dacă pot să fac ceva, dar nu prea cred. Damage poți să dea ăsta, frate. Nici o șansă. Preot al nemorților, mamă, cât e de urât. Căutăm o strategie la zbuguiță aia sau baguit acolo și nu vin mai aproape de mine și nu pot să dau nici cu arcul. Mamă, ce... Nașpa. Nu e naiba, am dat și o save, nu văd nimic. Așa, hai să-i dăm un o flancare de aia băbană. Hai băieții, hai. Dacă ar veni numai scăriți, m-am baguit într-un copac. M-am blocat, pardon. Mă baguri vorbesc, m-am despre baguri. Hai scăriți, hai, hai tată. Nu rămâneți acolo, mamă, rămân acolo blocați. Nici o șansă n-am cu ăștia. Ră dă în continuu, frate, uitați-o și... Zici că e bun că dă în ăla. Ați trei scheleți, tată. Mamă, nu văd nimic, aci... Deci nu văd nimic, efectiv nu văd nimic. Nu văd nimic, frate, de ce nu văd nimic? Și cu camera asta al jocului. Wow. Super. Încercarea cu numărul 3. Încercăm să-i flancăm. Nu știu exact cum ar trebui să-i omor pe ăștia. Foarte dificil. Dacă aș putea să iau schelețe. Baza că sunt și trei scheletroni, asta e nașpa. Mamă, și camera aici e super nașpa. Oare coboară aici? Pare pe naiba. Uite ce dă ăla, frate. Bro, na. Nu, e camera super nașpa aici. Aia e. Încercăm să-i dăm așa. Dacă putem. Îmi imaginez de rău, deși nu avem erou. Mamă, ce nașpa se vede. Nu l-am bătut. Că-l bași pe ăsta-s campion. Is. Și mi-a rămas arcașul. Dau un save. Au plie, bă, nu... Wow!
Wow, 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 wow. Eu jucam și real, că puteam să mor și să dau loot ca să nu consum de implante. Nu jucăm chiar la maxim, așa să fie pe real. Dacă morim, morim, aia da. Decât să nu murim. Să ne consumăm plantele, să fie așa, real life. Încă o dată, o să încerc să mă bag în el. Mamă, cât e de tare, frate. Mamă, cât e de tare. Ai, bă, că mi-a dat în junghier el. Stai așa un pic, brudere. Mamă. Să batem scheletul. Neapărat, altfel n-avem nicio șansă. Să batem scheletul, GG. Mamă, cât e de tare scheletul ăsta, frate. Hop. Ăla-i tatăl. Trebuie să nu dea fireball acum. E nice, băgăm o poțiune, mamă, mai bine nu veneam aici, că nu ne dă cine știe ce experiență, dar... Hop. Hop. Scoate toiagul, nenorocitule. Foarte puternic ăsta și pe toiag. Nu cred. Încă una. Bro, nu cred. Nu. Nu. Nu, nu și nu. Cum am omorât, frate? Cum? Jacarea cu numărul 5 sau 6 la mine, deci nu putem să batem acea lăsă de prea OP. Unii naiba, nu mai știu unii. Deci dă o căruță de damage. Cred că mai bine îmi luam eu armura cealaltă. Ia să-mi iau eu cealaltă armură. Armurica asta. Vreau să dea cu fireball-ul. Ce de la el? Oare, în junghiere, oare nu pot să-i dau? Dacă putem, dacă... Ce o șansă, bro. Mm-hmm. În sfârșit l-am bătut, amin, Doamne. Nice, bine că l-am bătut, bă, că a fost incredibil de greu. Deci m-am chinuit, cred că de vreo 5 sau 6 ore am dat cu degeazna. Trebuie să fii calm, trebuie să fii calm. Dacă rămâi calm. Putem, putem, tate. Asta că am rămas cam fără poțiuni, tate. Băgăm niște plante de astea. Viața e grea și amară, tătuțul. Și nu știu dacă mai e ceva pe insula asta, deci cam asta am găsit. Mare lucru, v-am spus. Nu e. Deci mai bine nu veneam. Mai mult am cheltuit decât am luat. Cum s-ar zice. Așa că hai să mergem în Bacareș o dată pentru totdeauna și mai bine mergeam să luam, și luam pe altă teleportare, acum mergeam repede. Așa, trebuie să notăm din nou. Uite, skill pe între avem 30 sau 40? Nu, 30. Un level 50, deci avem level 50 și suntem așa de slabi. Bine, slabi suntem puternici, dar pe hard e jale. N-avem armură, deci armura ne mai lipsește toate, armura aia de paladin o vreau. Nu o să iau alta până nu o iau aia, deci în Vanguard o să ne descurcăm cum putem. Nu știu, o să fiu un calvar. Să fie cel mai mare calvar, Vanguard-ul. De-aia următoarele skill point-uri cred că le bagă în viață și rezistență. Ha, mă, ce naiba faci, Nimbus? Avem aici niște lei, dar o să-i omorâm o dată ce vom ajunge în Bacareș, pentru că e o misiune aici cu lei ăștia.
Mergem un pic mai în afara Bacareștiului Costrească să vorbim cu un gardian. Are el o misiune pentru noi, parcă. Hai să-i dăm să zacă. Asta e intrarea. Azi fără stamine. Să băgăm și un pic în stamine, că o să ne ajute foarte mult pe parcurs. Și gardianul ăla parcă trebuia să fie aici, dar uite că nu e aici. Nu e bine. E mai sus, cred că. Da. Aici trebuie să fie. Uite-l. Și-l avem pe Benito. Hello, bro. Halt, this is Bacareș, Temple City of the Hashishin. Vezi că vin de acolo. Do you want here, stranger? Are you one of the raiders? I belong to no one. Then stick with it and don't get involved with the raiders. Spune mai multe despre oraș. Tell me something about the city. Strangers are not often found here. Seek out Ashnu. He will help you. Ashnu? How are things? It doesn't look good. Nomads are roaming around outside the city. Those damn raiders have attacked the oasis. Go to the city and report it to Silvio. Okay, raport din sud. Let's go. Let's fucking go. Și ăsta e Bacareșul, cel mai mare, unul dintre cele mai mari orașe. Cred că Morasolul, deși și Ishtarul e imens, dar cred că Morasolul e cel mai mare. Nu, Bacareșul cred că e cel mai mare totuși. Bacareșul mi se pare cel mai mare. Așa ca, deci da, cu cetate, deci. Cred că e Bacareș, Morasolul, Ishtar, la dimensiuni. Hai să luăm piatra de teleportare pe care o găsim, nu mai știu unde. Cața și curata și n-am venit deloc bine pe aici. Nu am venit deloc bine pe aici. Nici naiba, m-am rătăcit, guys. M-am rătăcit, trebuia să merg în partea cealaltă, sper să mă bage niciunul în seamă. Nice. Câte plante vindecătoare aici. Rădăcină, dă-le în coașii. Nice. Și piatra de teleportare trebuie să o găsim lângă Silvio. Ia uite, forță. Dăm un save și hai să vorbim cu Silvio. Hai să tragem un pui de sumă întâi, totuși. Sper să fie aici. Ui, Silvio, aici toate. I am Silvio, and this is Bacareș. Leave your weapon sheathed as long as you are in the city. And keep your hands to yourself. Then we'll get along just fine. I see. Then stick with it. Benito m-a trimis. Benito sent me. What does he have to report? The oasis outside the city was raided by nomads. Damn, that's bad news. Tisgar isn't going to like that at all. We'd better be careful in the south. Here, this is for you. And carry on. Ce-mi poți spune despre oraș? What can you tell me about the city? This is a beautiful, serene temple city. That's the way it should stay. If you want to go into the temple, talk to Amul. And if you want to gab for a while, go see Ashnu. He likes to talk a lot. Otherwise, I'll show you how you can deal with raiders. Ia să fie. Maestru, dar nu-i în față de asta zi, Dual Blade. Ai ceva de făcut pentru mine, domnule Silvo? You want to make yourself useful? Akrabor is guarding the north entrance to the city. He hasn't reported to me for a long time. Go and see what's wrong. Bun, raport din nord. Hai să mergem toate. Să vedem ce se întâmplă, tătuțu. Da, mi-e sunt destul de faine. Oricum, nu știu dacă o să terminăm într-un singur episod, nu prea cred. Bacareșul e destul de mare. Și după Bacareș o să vină o parte destul de grea al ședimul. Mi se pare cea mai grea parte din Varant. Pentru că e foarte mult atent acolo. Misiunea destul de greoaie. Trebuie să cauți prin ruinele alea. Mereu nu mi-a plăcut, al ședimul nu mi-a plăcut niciodată. Nu știu. Rătăcești foarte, foarte ușor acolo. Cred că ăsta e cu care trebuie să vorbim. Akrabor. Hey, watch it. What? Don't go running around here. Why not? There are savage nomads who attack everybody on site. You'll also find a lot of lurkers over there. And when I say a lot, I mean a whole lot. We can only hope that they're all going to kill each other off. Holy shit.
I have come to get your report. Well, Silvio sent you, right? Exactly. I can't give you that report if Silvio finds out what is going on here. He'll have my head. So? So, help me deal with those nomads and Silvio can have his report. Tell me all about those nomads. There is only a handful of them, but they're armed to the teeth. We kept an eye on them. They're sitting in a cave right over there. Then let's finish them off. Are you out of your mind? Those are nomads. I tell you what. Better flush them out, and then we finish them off here. You had better not disturb. Călătorii nomași, dar nu sunt nomași, sunt bandiți. Așa că hai să mergem să le dăm să zacă. Asta e drumul unii am omorât noi prădători aia, lurcări aia, foarte, foarte mulți. Hai să află nomazi, mai sunt și alți prădători, după cum puteți vedea. Hai să omorâm mai întâi pe ăștia. Să facem ceva experiență pe aici. Ai, ai, ai. Foarte, foarte mulți prădători. Deși am omorât o grămadă, încă mai sunt. Încă mai sunt o grămadă. Ale tata. Nice. Bine că avem dual blade-ul, ne ajută foarte mult la animale. Prea ne ajută la oameni, la animale, e number one. Mai bine nu ziceam chestia asta. Bă, n-am mai lăsați-mă, mâncați aș. Bro, nu mai pot să dau învârtitura. Să dau cu deces, cred că. Mamă, frate. Ce-a fost asta? Spuneți-mi. Deci, cum e posibil să bat 10 odată și să mă bată 1 acum la final? Cum e posibil? Eu n-am înțeles niciodată chestia asta și nici nu o să o înțeleg vreodată. Fiecare zici care atacul lor. Mamă, nu vine să cred. Am luat multe decesuri în acest episod. Încă o dată. Mai multă grijă. Uite, la asta de ce merge așa ușor? Înțeleg, durează un pic până se încarcă, dar totuși, tot-o. Hai să-mi save de acum la fiecare animal omorât, că nu o să știi niciodată ce se poate întâmpla. Aleluias. Mai bagăm o poțiune. Eu mai rămas unul. Bro. Bine, asta e un pic buguitos. Dar sunt foarte ciudate animalele astea din Gothic 3. Nu, unele nu prea dai damage, nu unele dai damage, nu unele nu dai deloc. Și bineînțeles că nu știu de unde s-au mai respawnat o grămadă de lurcări aici. O grămadă. Mamă, what the fuck it's this? Deci, aici n-au mai fost, cred că. Zi ăștia vers. Mamă, n-a cât să-ți frate, o să-i dau iară cu de ce, cred că. Da, de ce, state? Dacă vin, mârlă noi. Rona, de ce nu mă pot învârte? De ce mai bagat învârteala asta dacă ți-o blochează de fiecare dată? Mă bine o baga. Mai trebuie să meargă șnur, tate, șnuris. Ia uite. Ia să de mai ies prădători sau ăștia au fost singuri, sper că au fost, nu, nu,
Plin, e plin. O să jur că am mai fost pe aici, deci am fost, că am omorât. Au respawnat ăștia aici, mâncați-a și gura, da. Parcă nu era chiar cu așa un respawn. A, dacă apucam un vârt. Ia la aia. Nu văd nimic. Bro, nu văd nimic. E ca mașinile de vegetație. Mamă, frate, ce m-am nervat. Deja m-am tiltat atât. De fiecare dată când filmez un episod de Gothic trebuie să mă tiltez. Să mă nervez. Pentru că fix la urmă, ultimul mă bate, fix ultimul, tate, fix ultimul. Și nu o să editez, o să lăs așa, tate, de chesturile, că să-l vedeți și voi. Dar nu înțeleg de ce se respawnează, bro. Ai murit odată? Moarte trebuie să fie. Dar s-a respawnat aici o grămadă. Hai facem experiență, măcar. Nu, iar e unghiul ăla handicapat din care nu pot să dau. Am, mai am 14 poțiuni. O să rămân fără poțiuni imediat. Mai bine nu veneam aici, sincer. Mai ies mulți prădători de ăștia mâncați ăștia sub fățelul tău. Mamă, cât ți-s. Frate, dar parcă n-am fost pe aici totuși, cred că n-am fost. Uite ce percuțe, mamă ce e aici, uitați-vă ce e aici. Holy shit. Și-am luat și pe toți. Parcă sunt invincibil. Îmi place, tate, că mi se învârte camera. Într-un unghi foarte, foarte prost. Exact ăsta. Și nu mai pot să dau nimeni. Ia uite. Să recurgă experiența. Mai băgăm niște plante. Da, tu mai facem un level toate. Așa lejer. Totuși o să mai arunc o privire pe aici, să văd. Mai e ceva de merleaos? Stare curios. Nu, asta e drumul ăla. Mi s-au respawnat animale, pur și simplu, efectiv. Hai să ne întoarcem. Nu are rost să mergem să mai omorăm încă o dată ce am omorât, deja. Oricum, o vale pline de rurcări. Sau poate cine știe, ăștia au fost puieții. Erau pui atunci, undeva ascunși, și au ieșit acum. Și au vrut să mă merlească. Mai mult ca sigur să fie și în partea aia rurcări, dar nu mai merg să... Verific, oricum am omorât deja cu căruța, m-am plictisit să omor rurcări. Și mai am poțiuni și avem nevoie pentru altceva, nu pentru niște lucruri care nici nu oferă măcar experiență, ne dă 100 de experiență unul și o poțiune mai scumpă decât 10 de ăștia, tate. Mai am 13 poțiuni, mai și am ar de mine. Hai să vedem aici cum ne descurcăm, că e jale și aici. Așa cred că mă atacă din prima, da.
Rasarus. Stop right there. Bineînțeles. Nice. Să mă să-l bat pe ăla cu arcul. Încearcă la înjunghiere, tate. Amândoi. Holy shit. Nu-i nimeresc. Forță. Nice. Forță, 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 săgeți. Ia-ți din ce avea Rasarus, n-avea nimic pe el, bă, nimic. Nu știu dacă mai sunt și alții, mergem să verificăm. Ești tera să vedem dacă mai sunt și alți nomas pe aici. Cred că nu, ăia au fost. Foarte multe plante și uite ce peșteri și-au ales și ei. Ești tot peșteri. Și percuțe. Mâncau ce percuțe, tate. Bună asta. Pentru magicianul, pentru noi. Dacă era magician, era bună. 8 mana. Bun, hai să mergem să dăm vestea bună. Dar nu după ce luăm aceste plante formidabile și frumoase și elegante. Cactus, floarea regelui. Cum putem să lăsăm acea plantă aici în urma noastră? Niciodată în viață. Să mai avem o misiune să intrăm aici într-o pește, să omorâm niște minecrawleri. Tot de la Silvio, dacă nu mă înșel. Momentan, hai să vorbim cu domnul Acrobar. Acrobar. Those nomads are history. Boy, oh boy, you did really well. Here is a little something for you. This is how the city of Bucharest shows its appreciation. Și raportul tău? What about your report? Hey, man, no problem. Go to Silvio and tell him that we have the situation under control. Don't go. Popa, fratele, bineînțeles că o să mergem cu teleportul. Hai să vedem și puțin asta. Așa. Bacareș, Bacareș, Bacareș. Dar unde e Bacareș că nu văd? Bacareș, Praga, Bensala, Benerai, Bacareș, așa. Ale tate. I brought Acrobor's report. And? The situation is quiet. I think we both know that we don't have Acrobor to thank for that. Here, you should be paid for your work. Nice. Mai ai ceva de făcut? Do you have anything else that needs to be done? Sandcrawlers have shown up behind the arena again. There are more and more of them. The beast must have a nest somewhere. So track down the beasts, find their cursed nest and smoke it out. Cuibul păianjenilor și sunt o grămadă de păianjeni acolo. Cred că e și o regina minecrawlerilor, dacă nu mă înșel. Hai să mergem să vedem. Da, destul de măreță, Bacare, și lăsă o grămadă de misiune și nu terminăm. Cred că nici în următor episod. Dar nu e problemă. Ne pregătim pentru al ședim. Ăla e cuibul acolo. Hai să-i dăm să zacă. Pe aici parcă erau și niște șacali. Nu erau, m-am înșelat. Iată că pe aia dăm un save. La care omorând destul de ușor pe ăștia. Bine, dacă nu vin mulți, vin mai mulți, nașpa. Da. Bine, statutul. Și bineînțeles, o grămadă. Exact cum ne-a zis și el, o grămadă. Nice, încă unul. Și fi mai mult, bineînțeles.
Nu mai am stamina. Bro. Izilianus până aici. Hai să luăm și noi ce percuțele astea, deși n-avem ce face cu ele. Rădășină magică și roa de minețe, mamă câte rouă. Astea sunt bune pentru a face plante. Pentru a face poțiuni de vindecare, pardon. Și vin mai mulți minecrawleri, let's go. Niște spaianjeni de nisip. Vezi minecrawleri, ca așa le ziceam din Gothic. 1. Nice. Luăm și noi plantele astea repijanos. Și hai să vedem, pentru că mai era o potecă aici, parcă. Da, da. Nice. Hai și tu la moșu. Nice. Cred că asta a fost ultima, dacă am completat misiunea. O grămadă de experiență, forță. Să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Ceva bogății. Nimic. Nimic, băi, tată, bă. Bun, hai să ne teleportăm înapoi. În Bacareș, acolo la Silvio. Să dăm vestea. Facem aproape level 51. Nice. I dealt with your crawler problem. I assume you took out the whole nest? Sure. You've done pretty well so far. Keep at it. Here, this is for you. Și cam atât de la domnul Silvio. Bun, hai să mergem mai departe să vedem ce quest-uri mai avem noi pe aici. Să vorbim cu domnul Aldo. I am Aldo. With me, you can always get what you need. And if Beliar had not stricken my slaves with extraordinary stupidity, I could also offer you some artifacts. Hai, deci are de vânzare, numai 4 poziții din păcate. Ai. Ai, ai. Da. Ai nevoie de ajutor? Do you need help? You mean regarding my imbecile slaves? You could slap them all silly, but what's the use? I have seen to that already. Actually, I meant those artifacts you're looking for. Ah, yes, of course. I am looking for 3 special artifacts in particular, you know. I have read some old inscriptions. They are small caskets. They belong to a priest of the Ancient Ones. He was certainly a well-respected man. And once I own those caskets, I too will be well-respected. I'll have a look around. If you bring them to me, your reputation in Bacareș will go up as well. Yes, all right. I think I've got it. Nice. 3 coșuri. Hai să vedem dacă le găsim. Aveam eu o rută din capătul celălalt începeam, deși în ce stel ar trebui să fie pe aici pe undeva. Hai să mergem din capătul ăsta. Așa. Avem foarte, foarte mulți șacali pe aici. Deci foarte mulți. Chiar și acum sunt foarte nervant acești șacali. Băgăm niște plante de astea, uite. Bagă-ne-mi lezita mai planta mai mare decât el. Și primul coș aici. Primul artefact, primul coș. Îți găsim încă 2. Mai trebuie să fie tot unul pe aici, dar hai să omorim șacale ăștia mai întâi. Sunt extrem de mulți. Și am luat pe toți și nu cred că e bine. Ăștia atacă nașpa rău. Exact ce vă zicea. Ăștia nu te pui, tate. Ăștia nu te pui, nu te poți învârti, nu poți face nimic. Ia uite, când vreau să mă învârt, nu reușesc. Îți dau cu deces. Bineînțeles. Da, hai să luăm câte unul. Chiar și la level 50 suntem extrem de slab, nu putem bate 3 șacala și eu vreau să bat dita mai foarte de orice. Deci dacă nu te dai în spate, în continuu, să dai câte o bucățică, trebuie să ai o răbdare de aia de... Mamă, și am salvat fix unde trebuie, adică, wow. Mm.
Bro, na, de ce t-au prin ei? Ați văzut? Nu știu dacă ați văzut, am dat prin ei. Bine, nici ceva nou, adică... Mereu se întâmplă așa, în Gothic. În ultimul timp am văzut că cam... am avut ceva cu Gothic 3. Dar... Să știți că îmi place și eu, adică pe lângă că îl hetuiesc atât de mult. Îl hetuiesc ca să mă eliberez de... nervi și de astea, așa sunt eu. Sunt și aici câțiva șacaltate. Lei nu i-aș lua acum, că o să aveam o misiune și o să-i omorând după aia. Și calii ăștia sunt foarte nervanți. Uite-mi cu un coș de ăla. Bă, rău, nu pot să-i nimerez. De ce nu pot să-i nimerez? Uite, iar n-am putut să-i nimerez. Ei, m-am pot nimeri. Nu, nicio șansă, bro. Da, de ce? Deci dacă e ceva ce urăsc foarte mult la jocul ăsta, sunt șacale, ce mai mult. Deci urăsc șacale. Șacale și lupii. Pur și simplu urăsc. Mai bine le dau cu arcul. Uite, și cu arcul dau prin ei, frate. Deci nu e posibil să dau prin ei, frate. Și mă nimeresc. Cum vine chestia asta? Explicați-mi mie acolo în comentarii, chiar vă rog. Explicați-mi cum e posibil să dau prin ei. Deci ce-s bug-urile astea? Deci dau prin el, frate. Dau prin el. Ia uite, iar am dat prin el. Și incredibil. Trece sabia prin el, frate. Urăsc chestia asta când se întâmplă. Se întâmplă foarte des. Și asta numai la lup și la șacale. Bun, al doilea coș. Aici avem lei, deci nu avem treabă cu ei momentan. Și ultimul coș ar trebui să fie undeva pe lângă sclavii aia. O să vedem, să cercetăm bine și ruinile astea, că mai găsim câte un coș de ăsta. Bogății. Ultimul coș, ia să vedem pe unde ar trebui să fie, pe undeva pe aici. Da, și mă, domnule sclav. Ce săpați voi aici, ce mâncava și gura voastră? Da, ar trebui să fie pe aici, dar nu prea-l văd. Nu prea-l văd, tate. Pe aici? Uita-l. Arăi, tate, trei coșuri pentru Aldo. Teach. Here are your caskets. Ah, soon I will be the most reputable. Ah, n-am primit reputație aici, în Bacareș. Și cam atât. Nu mai are nimic de zis. Mârlă noi. Mârlă noi. Hai să vorim cu următorul. Să vorim cu Jafar. Welcome to Bacareș. I am Jafar, weapons merchant. Feel free to have a look at my blades. I have only top quality merchandise from Benzala. Da, bineînțeles. Nimic, tate. Nimic. Pișat. Pișat, pișat. Hai să vedem niște mari. 42.000. Holy shit. Katana. Avem o katana. Hai să o păstrăm pe aia un pic. Sabri hashi și out, out. Și cam atât pe aici, avem și un scut. Și pe ăsta. Sănătății. 1300, mamă, e varză, tate, varză. 4200. 5000. Facem cu trofeele de animale. Trofeele de animale facem chiar ca lumea bănit. Bun. Hai să vorim cu Carlos. Cine e aici? Carlos și cu așa. Welcome, pilgrim. I am Carlos, slave trader. Merg afacele. So far, pretty good. I can't complain. Although, I could use some help anyway.
What can I do for you? I still have a couple of slaves I can't get rid of. Listen, Aldo is crazy for ancient artifacts. He already bought some slaves from me that he has digging. And? The problem is that danger lurks in the ruins. Danger that gobbles up slaves. As long as the ruins are unsafe, Aldo won't buy any more slaves. I see. I'll take a look around those ruins. Go ahead and do that. If Aldo buys my slaves, you'll get a cut. Nice. Ruinele din Bacareș. Este vorba despre cei lei pe care trebuie să-i omorâm, pentru că altfel sclavii vor fi mâncați. Sunt doar lei aici și trebuie să luăm câte unul, că sunt foarte ăștia. Foarte potarneși. Sunt 3, cred că, sau 4. I hate the beast. Nu te apropia aici, domnule sclav. Dă-i, așa. Hai, domnule sclav. Nu-mi fura experiența. Era culmea dacă-mi fura experiența, sclavul. Era nașpa rău. Avem o plantă vindecătoare. Și-i dăm să zacă. Și la asta. Aud șacali. Îmi plac șacalii. Mai bine mă bag cu 10 lei de ăștia. Adică cu șacalii. Mamă, și câți șacali sunt aici, frate. Să luăm câte unul, bă, ca să ne fie mai ușor. Deci incredibil. Mamă, câți șacali sunt, frate, aici. Dar luăm câte unul, tate. Mă enervează șacalii ăștia, deci șacalii sunt mai nașpa decât... decât lei. Ia uite. Măcar îi batem așa. Și câți mai ies? 3? Mai dă și o căruță de damage, deci uitați-vă și voi cât damage poate să dea un șacal. La 1 de level 50, tate. Da. Foarte multe plante pe aici. Nice. Și ăștia sunt ceilalți 3 lei, mamă. Mai mulți decât credeam. Cum fac? Nu te lăs. Mamă, nu trebuia să vină și ăla. Nu trebuia să vină și ăla. Au venit toți. Au venit toți și îi dau cu deces. Îi dăm cu deces, tate. Poc și o să beau poțiunea asta. Încă una. Ăla-i. Hai, domnilor. Hai, sclăvanii. Hai, tate, hai. Dă-i. Dă-i să pută. Am omorât un deci am omorât un leu, am luat experiența, nu o să le pe sclavul ăla. 300 de experiență. Mamă, ce dau sclavii. Nice. Foarte puternic sclavii. Mersi mult de ajutor. Ai appreciation-us. Hai zi dacă a mai rămas ceva bestii pe aici. Și nu prea cred că astea au fost ultimele. Și cam asta a fost și misiunea mai greoaie. Alte misiuni mai grele nu prea avem pe aici. Sincer.
Ole, tata. Ole, tata. Hai să cercetăm un pic și ruinele, pentru că nu le-am cercetat așa bine prima dată când am venit să luăm cele trei cufere. Cele trei artefacte, mai bine zis. Hai zine, că găsim ceva pe aici. Și nu prea cred că o să găsim mare lucru, dar totuși le verificăm. Aici deja mai fost, niciun chest, nimic, tate. Cușul ăsta deja cred că am luat din el, da. Nimic. Nimic. Cușinii. Hai să vorbim cu Carlos, să-i dăm veștea cea bună și să vedem dacă mai avem timp și de altă misiune. Carlos, tate, unii ești prodării. The ruins are safe. No more danger for the slaves? Let them dig. Good. I'll offer a deal to Aldo. As for you, you helped me out. Thank you. Nice. Hai să vedem cu Aldo, să vedem, are ceva de zis, Aldo? Ce afacere cu Aldo, că nimic, nimic. Jafar, nimic? Ar mai fi Ashnu. Welcome to Bacaresh, Pilgrim. I am Ashnu. In case you need information, mine is worth gold. What can you tell me about the temple? The temple is the sanctuary of Beliar. We donate gold to the black mages so that they may appease his almighty wrath. If you want to pray, you will have to make do with this statue down here. The temple is closed to all strangers, and Amul alone decides who gets to enter the temple, Pilgrim. Tell me about the black mages. The mages take care of everything. They pray to Beliar for us. But they also see to the tribute, and they protect us. We are at their command, and Zubin, old and wise, is their leader. But you will not find him here. He watches over us all from his palace in Ishtar. Ce pot fac pentru ca Amul să mă lase în templu? What can I do so that Amul will let me enter the temple? You could work for Silvio, of course. Or you could fight in the arena, provided you are a strong and law-abiding son of combat. What else? Any other options? Well, we merchants of the city must pay our tribute to the black mages. If you bring Amul our gold, he will know that we trust you. Let me bring Amul your tribute. Of course I shall support your wish, son of generosity. Right then. What should I do? You need to convince Jafar, Carlos, and Aldo. Once you have their approval, come back to me and I will give you the tribute. Ok, convinge negustorii, hai să comentezi misiunea asta, Carlos. I want to take your tribute to Amul. So, he let you into the temple? Exactly. One hand washes the other. Of course, you can take our tribute to Amul. Nice, Jafar. Ahmed, are Ahmed. I want to take your tribute to Amul. Do you now? But can we even trust you? Maybe you are working for the nomads, ingratiating yourself here at Bacaresh so you can steal our gold. What do you demand then? I think we should not trust you with our gold unless you have pulled off some good deals outside of Bacaresh. What have you got to show for yourself? Eu fac afaceri cu Nafalei, m-a lucrat pentru Sancho. I have worked for Sancho. Every single one of us has dealt with Sancho at some point. That is not good enough. I conducted business with Nafalem. Yes, that is good. You have got experience. I saw that right away. You can go to Amul. You have got my approval. Nice. Și domnul Aldo. I want to take your tribute to Amul. You want to deliver our gold? This will increase your reputation with the black mages. Exactly, that's the point. Ah, I like it. But certainly you know that you're not the only one who wants that. So, what do you suggest? You do your business with Amul, and you owe me a favor. Just a moment. What kind of favor? Once you have access to the temple, you will recommend me to the black mage, Sigmor. You want me to recommend you? Exactly. Let him know what a competent fellow I am. I'll see what I can do. I put my trust in you, son of obligingness. Nice. Doar o favoare. Acum hai să vorbim din nou cu domnul Ashnu. I managed to convince the merchants. So you won their trust. Great. Here, this gold should help Amul to starve off the ire of Beliar.
And don't you get any ideas. Take that gold directly to Amul. If you try and make off with it, you won't be able to... Niciodată n-am fugit să văd ce se întâmplă. Bineînțeles, am o zi, așa că hai să mergem la Amul. Probabil o să sar toți la bătaie la mine dacă nu o să aduc goldul. Și ai aici pe domnul... Hey. Nu. Hey, you. Yes, you. I mean you. What do you want? You look like a man who wants to make lots of gold and fast. Mai târziu un pic, brodere. Am de gând să vorbesc cu domnul Amul. Beliar knew his enemy, and his wrath was great. Welcome to Bacaresh, the city of Beliar. Orașul Beliar. My name is Amul. I am one of the black mages. Aduc tributul de la negustori. Bring the tribute from the merchants. Fair enough. Give to the mages. Am o reputație 70 deja în Bacaresh. Nice. Da, restul mai în episodul următor, tate, că deja ne-am lungit. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați, dați acolo un like, un subscribe și un share, iar noi ne auzim în episodul următor când o să încercăm să completăm restul misiunilor de aici din Bacaresh. Toate cele bune, respect, pa, pa!